Ceea ce poate puțin bănuiau, deși încă o dată se poate întâmpla orice în fotbal, dar cu toții sau foarte mulți credeau că există o autostradă către titlu pentru FCSB, în condiții în care toate celelalte prime urmăritoare s-au împiedicat, CFR și Rapid, Craiova, doar Universitatea Craiova, care a mers bine, dar ea avea ceva întârziere recuperat, câștigau meciul acesta, ca ai mare o punct de diferență, 4 în fie la jumătățire, un avantaj și material și moral extraordinar. Nu s-a întâmplat așa și nu s-a întâmplat din multe motive. O să vedem și faze de arbitraj, o să vedem și faze de meci și o să încercăm să înțelegem, Helmut, ce se întâmplă cu această echipă. Sigur că se întâmplă de atâția ani de zile încât părem ridicol tot întrebând despre chestia asta. Dar trebuie să o facem, că despre asta e vorba. În cazul specific de astăzi, ce s-a întâmplat? Cum am spus înainte de acest joc, Dorinel va fi obligat să încerce să câștige. A făcut-o foarte bine. A avut, cred că, 20 de minute în prima repriză când s-au retras și FCSB-ul a fost periculos. La repriza a doua a început foarte bine. N-a mai fost acea repriza a doua cu Craiova. Iar la FCSB, se știe, de ani de zile au jucători de valoare. Acum, din păcate, nu mai sunt nici atâția jucători de valoare. Am văzut banca de rezerve. Dar, ca echipă... Cine ți-a plăcut de la FCSB? Nu mi-a plăcut nimeni. Există un jucător despre care să spui astăzi a fost ok? Nu cred că cineva poate să spună despre un jucător astăzi că a jucat bine. Toată lumea se aștepta ca Coma să facă diferența, toată lumea se aștepta ca Companiu eventual să reușească să marcheze, dar nu, astăzi toți au fost de la foarte slab în jos. Uh-huh. Ilie, Gigi Becali spusese despre tactica, criticase tactica lui Dorinel Munteanu în meciul cu Craiova, când după 1-0 la pauză pierduse meciul cu 3-1 și a spus, a găsit el să atace când n-are jucători de calitate. Acum a continuat să atace în repriza a doua și a izbutit, l-a bătut cu tactica cu care fusese criticat. Cum ți se pare povestea asta? Este o echipă care, în momentul în care intră în posesie, este o echipă reactivă, dar în momentul în care intră în posesie, vedem 4 sau 5 jucători la finalizare. Pe urmă, ei au făcut și un pressing avansat, apropo de primul gol, în care au surprins pe cei de la FCSB acolo cu acel pressing și au interceptat și au și marcat. Dar la Dorinel Munteanu vorbim de o echipă vorbim de un fenomen mai complex. O echipă care, în primul rând, acoperă super bine toate zonele. Tot timpul, în zona fiecărui jucător, fac un pressing de ăsta de întâmpinare agresiv, nu te lasă să te întorci cu spatele, foarte greu să creezi superioritate, au capacitate fizică foarte bună. Nu i-a lăsat pe cei de la FCSB între linii. Olaru venea, cobora ca să primească mingea liber, pentru că acolo între linii foarte greu. La fel și Ovidiu Popescu, Coman tot timpul a avut jucători lângă el, cum încerca să se întoarcă, exista alt jucător care venea la dublaj, de spații reduse, de unde agresiv. Probabil nervozitatea celor de la FCSB, asta, care n-au mai avut luciditate, lipsa lor de realizări, Olaru, iartă-mă, Olaru de meci. Singurul mod în care putea să-i surprindă erau acele faze fixe în care, într-adevăr, i-a surprins FCSB pe cei de la Galați. Durbozoan, care era partea jocului, a respins-o, în care a dat Ovidiu Popescu peste poartă, pe urmă i-a rămas lui Miculescu și a mai fost ocazia lui Coman cu stângul la colțul lung, când a atins-o portarul, acolo a fost corner. Apropo, Durbozoan, că să-l ascultă. Discursul dinaintea acestei partide a lui Dorinel Munteanu, chiar aș lua și mai din spate, cum spunea colega mea mai devreme, că au fost amenințări, a tras niște semnale de alarmă după meciul Craiova, dar a fost atât de sigur că o va învinge pe FCSB înainte. Cât v-a motivat acest lucru? Ne-a motivat pentru că am văzut și noi ce a spus și ne-a ambiționat să dăm mai mult la meciul care urmează. Și cam atât. Nu, am lucrat foarte bine în această săptămână și cred eu că am făcut un joc bun și cred că am meritat victoria. Dar voi ați crezut în voi? Sincer, te gândeai că vei pleca de pe Arena Națională cu 3 puncte și o vei învinge fără drept de apel pe FCSB? Da, am prezis că marea surpriză va fi la meciul nostru, nu la... că era cu Rapidul 0-0 la Botoșani și am prezis că noi vom câștiga aici și se pare că am avut dreptate. Cum se văd lucrurile în continuare? Ați vrea să jucați numai în deplasare? Că în deplasare nu, n-aveți probleme. Adică, sigur nu luați bătaia asta până acum. Paradoxal, față de anul trecut, unde acasă îmi băteam tot și în deplasare nu prea făceam puncte, anul ăsta e invers.
ne merge bine, așa că luăm lucrurile așa cum vin, suntem puțin datori față de suporteri acasă și la următorul meci trebuie să aducem victoria și acasă. Cât de importantă este victoria pentru moralul vostru, mai ales după ultimele rezultate pe care le-ați avut în campionat? Foarte importantă. Am bătut FCSB-ul în deplasare, nu știu ce mai mare motivație pentru viitor poți să primești. Domnul Căciulescu, vreau să mă întreb despre faza de la finalul meciului cu Florinel Coman, care ia al doilea galben și, așa cum au spus și comentatorii, se vede că insistă să-l ia, probabil ca să stea în meciul din cupă cu FCU și nu meciul mai important, probabil, de campionat cu CFR. Cum e privită chestiunea asta? În alte țări este privită extrem de sever, pentru că sancțiunile sunt foarte mari pentru jucătorii care comit astfel de fapte. De altfel, Florinel Coman mi s-a părut foarte nervos astăzi. Eu care îl apreciez mult din punct de vedere al talentului, dar nu poți pe teren să te comporți ca un birjar, să înjuri de nu știu câte ori, pentru că sunt camerele pe tine și toată lumea... Da, o să vedem, dar nu e singurul, din păcate. Da, mi-e teamă că arbitrii tolerează, nu-mi au stimă de sine. Da, tocmai de asta vreau să ajung acolo. Vinovații principali sunt arbitrii, pentru că orice injurie pe terenul de joc, orice injurie trebuie sancționată. Este inundat terenul de joc. Nu mai înțelegi nimic. Serios. Să uită copii la televizor, da. Să uită femei, să uită bărbați. În curând trebuia să punem meciul după 11 noaptea. Păi, să le programăm. Că... Sau să spunem, dom'le, interzis pentru minori. Sau eu știu ce să spunem. Eu cred că Coman nici nu este atât de vinovat pentru al doilea galben și roșu, pentru că nu cred că a gândit-o el. Cred că aceste indicații au venit după bancă. Da, dar bineînțeles că este posibil și această, variantă. Dar, până la urmă, el este în cauză în povestea asta. Dacă făcut ce i s-a cerut. Parcă Ramos o dată... Ramos, pentru că a luat intenționat al doilea galben, exact. A fost suspendat două etape. De UEFA. Da, în Liga Campionilor, și... în 2019, parcă. A fost un caz, da, că în principiu nu e ok, nu e fair play să-l faci așa. Păi el a luat al doilea galben ca să nu joace în cupă și să joace în campionat. Intenționat, pentru că urmează o etapă de cupă. Da, exact. Și ca să evite asta, a luat în mod intenționat. Pentru dublaia cu Ajax, nu? Ramos în dublaia cu Ajax. Da, exact, în povestea aceea. El avea patru galbeni. O să vedem faze de arbitraj, dar încercăm să înțelegem, Ilie, nu știu dacă, sau avem un interviu, e cel la interviu? Neagu, să-l ascultăm. Și foame de a face puncte, pentru că jucătorii care sunt aici nu au avut mari performanțe, să zic așa, și cred că au o foame de victorii, de glorie, să zic așa, și ăsta este secretul nostru. Cum pot fi anihilați jucătorii de la FCSB? Transmite-le și viitoarelor adversare ce ar trebui să facă să plece cu cele trei puncte de la FCSB. Trebuie să alegi mult, trebuie să alegi foarte mult să-ți... sacrifici, dacă pot să spun așa, calitățile tehnice, pentru că și noi avem jucători tehnici, dar și au făcut datoria defensiv foarte bine astăzi, iar când am beneficiat de ocaziile noastre pe contraatac, cred că le-am fructificat destul de bine. Și am mai avut și alte ocazii în care puteam înscrie. Mulțumim tare mult! Seară bună! Ce se întâmplă cu oamenii încă o dată? Olarul, care ar trebui să fie motorul acestei echipe, omul care să distribuie baloane, să facă să rupă apărări cumva prin acțiunile lui, individuale sau colective. Florinel Coman, un jucător de națională, mi-a spus național. De câteva meciuri că sunt probleme în linia de mijloc. Nici șut n-a fost la un nivel foarte bun. A fost și schimbat. Da. Uite. La fel și Ovidiu Popescu. Au fost câteva situații când putea să aducă plusul. Clar că a venit distinsul. Da, nu, că mai avem un pic. Se întâmplă ceva acolo, da. Îi vedem parcă nervoși și motivați. Radu, o echipă bine pregătită fizic, cum este echipa care a câștigat astăzi, cu o echipă cu multe valori, dar din păcate nu arată pe teren că are capacitate de efort și e pregătită. Adică nepregătită, spuneți. Da, așa pare. Păi uite, ne-a arătat meciul de astăzi. Nu-ți dispuși la efort. Poate să fie și asta. Dar nu arată. Dacă e să înțeleg ceva din relația cu patronul lor, este că el tocmai asta apreciază, să faci efort, să fii dispus să...
Cum a fost cu Crețu, da? Cu povestea cu Crețu, ține minte, care trebuia să fie plecat și când l-a văzut cât suflet pune, câteodată pune prea mult, că ia cartonașe roșii, de exemplu, dar a zis, ok, mai vedem, îl mai ține, măcar asta apreciază. Să nu faci asta e, chiar e dincolo de orice înțelegere, dar în fine, poate că e un mecanism care nu funcționează corect de ceva vreme. Doinel Munteanu, să-l ascultăm. Munteanu, felicitări pentru această victorie. V-ați ținut de promisiune. A spus la începutul săptămânii că o veți învinge pe FCSB. Asta s-a și întâmplat. Dar cum s-a întâmplat? Ce am spus la începutul săptămânii este mai puțin important. Mă bucur foarte mult pentru randamentul echipei, pentru tot ce au înțeles ei din înfrângerea cu Craiova, pentru că a fost o săptămână destul de încărcată pentru noi, pentru că am pierdut nemeritat, dar astăzi am avut în față liderul campionatului. Jucătorii noștri au răspuns la comenzi extraordinar, n-am dat nicio șansă adversarului și cred că victoria nu se pune sub niciun fel de semn de întrebare. Dar totuși, de unde că ați avut o siguranță? Părea că sunteți foarte siguri în ceea ce spuneți și inclusiv la interviul de la început de meci, când spuneați, ați lăsat să se înțeleagă, vom vedea dacă iau cel mai bun atac, noi poate o apărare mai slabă. Ironic cumva. Nu ironic deloc, nu sunt ironic și ceea ce... sau pe ceea ce mă bazez da. Este pe echipă. Pe echipă pentru că noi muncim fiecare zi, jucătorii sunt conectați la antrenamente, la ceea ce le spun. Sigur, acum rămâne, din punctul meu de vedere, să vin să ajut din punct de vedere financiar, adică să achit salariile și primele. Asta va fi o problemă, dar... Probleme? Nu problemă, o întârziere ca la fiecare echipă, dar o voi face săptămâna asta și băieții își vor merita, prima și ceea ce au de primit. Ați pregătit altfel acest meci mai atent, mă refer și la detaliile acestea și la discursul pe care l-ați avut, ați tras și semnale de alarmă, i-ați și lăudat... Face parte din strategia fiecărui antrenor. Și care a fost strategia dumneavoastră? Acum eu puteți spune că s-a terminat meciul și ați și câștigat. Nu pot să spun, pentru că, atât discursul cât și ce s-a întâmplat înainte de joc, rămân la mine și nu vreau să se influențeze nimeni, să fie influențat nimeni. Dar azi, știind că avem jucători valoroși în față, știind că sunt jucători lideri campionatului, jucătorii mei n-au arătat niciun fel de respect și niciun fel de teamă pentru FCSB. Așa că au jucat exact cum le-am transmis tot timpul, să aibă încredere în ei, să fie dispuși la efort, pentru că eu consider că echipa noastră este cea mai bine echipă pregătită fizic. E un argument care vă poate duce în play-off acesta cu pregătirea fizică sau sunt și alte reglaje, pentru că știu că vă deranjează și pe dumneavoastră meciurile de acasă, pentru că puteți obține să aveți mai multe puncte în acest moment. Din fericire, mai sunt foarte multe meciuri până la finalul campionatului, așa că normal că sunt convins că mi-ating obiectivul, chiar dacă m-am făcut unii nebun sau unii nebun. Nu facem o mare bucurie după această victorie, pentru că jucăm joi în cupă, un nou obiectiv pentru noi de a merge mai departe în Cupa României. S-au fost două obiective importante în acest an stabilite de mine și suntem în grafic. Îmi pare rău că am pierdut meciul cu Craiova, dar ne-am compensat cumva cu această victorie pe care nimeni nu aștepta. Cum ați reușit să-i anihilați pe cei de la FCSB cu jucătorii valoroși de național, cotați la milioane de euro, astăzi, fără reacție, fără idei? Fazele fixe ce au mai salvat? Da, sunt lucruri care sunt detalii, la fel detalii care le spun în cabină băieților pentru a-i motiva, dar incontestabil lotul FCSB-ului este unul foarte valoros. Problema este, din punctul meu de vedere, relaxarea lor, pentru că ei credeau că dacă câștigau aveau 7 puncte avans, practic era un avans destul de mare față de un echipa de pe locul 2 și cred că au fost puțin relaxați, dar din punct de vedere valoric are cel mai valoros lot. S-au tras grupele la turneul final, cum se vede grupa noastră? Cum se putea mai bine, sincer. Ar trebui prin calificarea aia echipei noastre să avem tupeu, să avem curaj, să avem încredere, pentru că grupa noastră este o grupă foarte bună, chiar dacă jucăm cu Belgia, este favorita, specialiștilor, dar cum a fost favorită și Elveția în grupă, așa se poate și Belgia. Și eu cred că jucătorii noștri se vor concentra la turneul final mult mai mult sau mult mai bine decât au fost în meciurile din grupă.
Exact, să fie așa, luăm o pauză, revenim repede, că mai avem lucruri de vorbit.